văz prin ochi sau prin piele și toate celelalte. Și Claudiu Comartin, te alături ca poet grupului, ai adus niște texte ale tale sau ne citești din antologie? Vă pot citi din antologie sau din 24 fan? Cred că mai bine din antologie. Da, o să vă citesc un poem, sau, da, un poem, al lui Matei Hutopila. Matei s-a născut în 1987 și a debutat în 2011, la 24 de ani, o vârstă ideală, spun unii, pentru debut, cu volumul Copci. Cer înstelat, poveste. Apoi a tăcut două zile. Două zile în care a văzut buzele ei modelând încă și încă și încă o dată aceleași cuvinte. Gata. S-a terminat. A treia zi pe la amiază, încă acolo, încă în picioare, a răcnit ca un războinic mâniat, îndurerat, înfrânt. Nu trecuse un ceas și legară și daseră căluși și hapuri. A patra, a cincea, a șasea zi a răcnit înfundat, cu lacrimi în ochi, cu pieptul zdrobit, cu răni în cerul gurii. A șaptea, a opta zi era bine, era controlat, era eliberat. Oricine poate avea o cădere și nu a mai răcnit. În schimb, a început a o căuta, a întrebat oameni pe stradă, pe toate străzile unde ea nu putea fi. A urmărit fete, femei, a le striga ca și cum le-ar cunoaște, a se apropia, a le apuca de braț, de umăr, oricine poate confunda pe cineva. Hainele i s-au ponosit, barba-i crescuse, venise frigul, lumea și-a dat seama. Nu ninsese încă și-l legară iar și-l testară și-l daseră seruri. Prima, a doua, a șasea luna a tăcut, luni în care a văzut doar buzele ei, modelând încă și încă și încă o dată aceleași cuvinte. Gata, s-a terminat. Nu făcea rău nimănui. I-au dat drumul, a luat trenul ca pe vremuri și apoi a mers pe jos mult și iată poarta ei și întuneric și lumină în dormitor și râsete și el nu e acolo. El e afară și nu e nebun, el nu ar face rău nimănui dintre toți, numai pe el nu-l latră câinele ei. Și cerul e plin de stele, numai la ea l-așez e cerul ăsta. Și iată că a putut zâmbi, dimineața încă-i zâmbea din mărul tânăr, iar craca încovoiată stătea să se rupă. Din vecin mugea o vacă, un copilaș se auzea cum alungă niște rațe, o găină proastă cotcodecea leneș. Ea întinse o mână pe perete, se ținu să nu cadă, îi dădură lacrimile, îi veni să vomite. Radioul era prea tare și anunța caniculă. Mulțumesc, Claudiu, pentru Eșantion.